Doar în luna august a acestui an, 140 de hunedoreni stabiliți în străinătate au venit în țară pentru a-și transcrie diferite acte, iar în luna iulie 92, și asta în condițiile în care, într-o lună obișnuită, se întocmesc aproximativ 50 de astfel de documente. Din păcate, anul ăsta am avut atât mai mulți cetățeni la ghișeu, cât și unele probleme de ordin organizatoric. Putem spune că în ceea ce privește numărul persoanelor care au solicitat transcrierea actelor încheiate în străinătate, a crescut numărul acestor persoane raportat la luna august. Avem 140 de transcrieri, incluzând nașteri, căsătorii, decese. Luna iulie avem 92, comparativ cu alte luni unde se învârte această cifră în jurul a 40-50 de solicitări. De asemenea, a crescut și numărul celor care fie s-au căsătorit în țară, fie au venit aici pentru a duce pe lume copii. Totodată, peste 5.000 de persoane și-au schimbat cărțile de identitate sau cele provizorii. Și pe linie de evidență a persoanelor a crescut numărul solicitărilor pentru eliberarea cărții de identitate, cât și a cărții de identitate provizorie, ajungând undeva la cifra de peste 5.000 de solicitări pentru eliberarea cărții de identitate. Tot așa, comparativ cu anul 2013, numărul a crescut atât la transcrieri, cât și la eliberarea cărților de identitate. Și căsătoriile, normal, în perioada aceasta numărul a fost un pic mai mare. Din păcate, numărul deceselor este în continuare mai mare și nașterile un pic mai puțin, numărul mai mic. Potrivit reprezentanților Direcției de Evidență a Persoanelor Hunedoara, în ultimii ani nu a mai fost înregistrat un asemenea val de solicitări. Iar dacă e să ne raportăm la cifre, pe starea civilă au fost eliberate în luna august a anului trecut 4.855 de acte, pe când în acest an 5.493. La fel este și în cazul transcrierilor. Dacă anul trecut au fost 113, anul acesta au fost 140.